privatizat doar cu 297.000 lei de către un oarecare institut umanistic contemporan, filiala unei instituții private de învățământ din Rusia. Unul dintre fondatorii acestei companii este o persoană apropiată de Oleg Babenko, un transfug care a trecut de la comuniști la democrați, la așa ziși democrați. La aspectul legalității acestei privatizări ne vom întoarce și după 20 mai. Însă, în decizia Consiliului Municipal privind privatizarea terenului, se indică că acesta ar fi fost destinat unui obiectiv social-cultural și a fost foarte clar formulată o condiția neadmiterii schimbării destinației, reiterată și în contractul de vânzare-cumpărare. Ulterior, Institutul Anonim vinde clădirea grădiniței cu tot cu terenul aferent companiei de construcții X-Factor Group SRL și aici fac o invitație pentru presă să verifice cine stă în spatele acestei companii și încasează doar oficial 9 milioane de lei. Repet, doar oficial încasează 9 milioane de lei sau o sumă care depășește de 30 de ori prețul de privatizare a lotului de aproape un hectar de pământ. Ulterior, terenului brusc îi se atribuie destinația de bun pentru construcții. Primăria condusă de Radu nu verifică totala istorie a privatizării sub aspectul restricției privind neadmiterea schimbării destinației. Nu pune nici măcar întrebarea despre prejudiciul adus bugetului municipal la diferența dintre prețul normativ și cel comercial la care a fost înstrăinat recent terenul în cauză. La 6 decembrie 2017, interpusul anchetat penal Nistor Grozavu semnează autorizația de desființare, care însă are și altă dată, 27 februarie 2018. Interesant lucru. Nistor Grozavu, din 6 noiembrie 2017, deja